Care sunt obiectivele pentru anul 2024? Știu că aveți foarte multe și v-aș ruga să le numerați primele trei. Avem, într-adevăr, foarte multe obiective, însă, dacă e să le centralizez așa pentru primele trei, cu siguranță sănătatea este un domeniu deosebit de important la care țin foarte mult pentru cetățenii noștri, astfel încât avem un proiect de 11 milioane de euro pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Oroșenesc, proiect care intră în derulare și pe care ne dorim să-l desfășurăm în cele mai bune condiții și să-l aducem la un stadiu cât mai avansat la implementare. Separat de infrastructură, mai avem parte de digitalizare a spitalului, unde am obținut o finanțare chiar ieri, am reușit să primim rezultatele, astfel încât vor merge mână în mână parte de infrastructură și cu digitalizarea spitalului. Iar la final ne dorim ca cetățenii din Șimleu să poată beneficia de servicii de sănătate de înaltă calitate chiar aici la noi în oraș. Tot în egală măsură partea economică este un pion deosebit de important pentru noi, astfel încât suntem în negocieri avansate pentru Obținerea unui teren și ulterior să edificăm un parc de specializare inteligentă, iar pentru aceasta vom aplica pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile. Deci, asta este încă o componentă la care țin foarte mult și pe care ne vom concentra cu siguranță. Edificarea unui parc de specializare inteligentă sau un parc industrial, așa cum este cunoscut. Totodată, nu în ultimul rând, dacă ei să închid uh, această expunere de trei obiective, uh, vreau să mă opresc asupra uh, părții de infrastructură edilitară. Și aici avem un proiect de reabilitare și modernizare a 23 de străzi din orașul Șimleu-Silvanie, proiect început și vom avea grijă ca el să meargă foarte bine până la capăt. Este vorba de o finanțare guvernamentală în valoare de 5 milioane de euro, iar la finalul acestui proiect și mleonii vor beneficia de artere rutiere modernizate la înalte standarde și în egală măsură de condiții mai ridicate de trai. Tot în acest, în acest palier, pe această componentă, intră și reabilitarea, renovarea energetică a 30 de blocuri din Șimleu Silvanie, finanțare nerambursabilă 100% prin PNRR, o finanțare istorică pentru Șimleu, o finanțare care va schimba cu totul fața la propriu și la figurat a orașului și va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din aceste blocuri. Dar evident nu ne vom opri la ele, vom continua să, să obținem și alte fonduri pentru restul locuințelor multifamiliale din orașul nostru. Însă acest proiect merge foarte bine, se lucrează deja și avem speranțe ca până la vară să fie gata implementată. Care sunt previziunile primarului Cristian Lazar pentru anul 2024, ținând cont că este și un an electoral? Cu siguranță este un an electoral, însă concentrarea mea maximă este să facem o treabă cât mai bună pentru șimleu și ne aplicăm și intensificăm partea administrativă. Asta este concentrarea mea pe partea administrativă. Iar din acest punct de vedere, dacă mă întrebați, o să vă dau tot trei direcții pe care ni le dorim a fi atinse, dar ele se pot, se pot cumula sub aceeași umbrelă, anume să continuăm absorpția de fonduri europene, bani mai mult să o și creștem. Pentru că de 2 ani de zile muncim intens pentru a aduce bani europeni și să schimbăm radical fața orașului. În acest sens, ne dorim și preconizăm ca în acest an să obținem finanțare, să dăm drumul la licitație pentru reabilitarea și punerea în valoare a ansamblului cetății Batori, blazonul acestui oraș până la urmă. Ne luptăm aici pentru o finanțare europeană. În egală măsură ne-am propus să întoarcem orașul cu fața către râu. Râul Crasna care ne traversează orașul, noi trebuie să îl punem în valoare, astfel încât am, am pus un proiect în valoare de aprox aproximativ 7 milioane de euro, un proiect de edificare a unei faleze, să o numesc așa, de la podul de fier, cum este cunoscut în oraș, până la podul de la mat, pe malul drept. La finalul acestui proiect, și se vor putea bucura de o zonă regenerată total, o zonă care va folosi precreerii și o siguranță va aduce un plus valoare calității vieții. Și ce mai pot să spun despre acest proiect este că suntem pe primul loc în regiunea de nord-vest pe această axă de finanțare, deci avem toate premisele să mergem mai departe cu el și în perioada imediat următoare să întâmple și acest lucru. Iar, nu în ultimul rând, să zicem al treilea palier la care vreau să mă opresc, este vorba despre proiectul implementării unui coridor de mobilitate urbană în Șimleu Silvaniei, din zona cehei Pustă până la unitatea militară care include edificarea unei piațete în zona centrală a orașului, o zonă semipietonală de la poliție respectiv până la sinagogă un proiect care, a cărui valoare se ridică acum la primele cifre la 20 de milioane de euro, proiect care va schimba cu totul abordarea și fața acestui oraș și la finalul, să zicem, acestor Trei proiecte sau finanțări pentru care ne batem, orașul va arăta cu totul diferit și vom ajunge cu și la acolo unde ne-am și propus să fim în rândul centrelor urbane, să zicem cu o piațetă, cu o cetate medievală care să atragă turiști și pe lângă turiști, locuitorii din urbe să poată bucura în fiecare zi de condiții cât mai bune de viață și un oraș de care să fie mândri în fiecare zi.